Bun găsit! Sunt Valeria Munteanu și vă invit să urmăriți prognoza meteo pentru ziua de 18 noiembrie. Soarele ne va face o scurtă vizită în acest weekend, însă vremea va rămâne constantă, cu temperaturi răcoroase, dar corespunzătoare acestei perioade. Totuși, norii nu se vor lăsa intimidați nici de această dată și vor acoperi întreaga țară. Vântul va fi blând cu noi și va adia din sud-est. În nordul țării nu vor fi șanse să vedem soarele. Se anunță o zi urâtă și însoțită de ploi slabe către seară. Dimineața se vor înregistra 4 grade, iar la orele amiezii 7. Soarele va încerca să stăpânească cerul în centru, însă temperaturile nu vor crește prea mult. Dimineața câțiva nori rătăciți se vor perinda pe cer, înregistrându-se 3 grade, iar ziua va fi senină cu 9 grade. În sud, vremea va fi urâtă cu mulți nori. Cerul se va menține posomorât, însă temperaturile vor mai crește cu câte un grad. Dimineața vor fi 4 grade, iar la amiază 10. La Chișinău, câteva rase de soare își vor face loc printre nori, iar ziua va fi în mare parte însorită. La noapte, mercurul din termometre va indica plus 2 grade, iar pe timp de zi va urca până la 9 grade. Cam atât despre vremea din Republica Moldova. În continuare, să vedem care va fi situația în Europa. La Kiev, vremea va fi închisă și vor veni câteva ploi slabe. Dimineața vor fi 3 grade, iar până la prânz doar 4. Moscoviții vor avea parte de vreme posomorâtă și temperaturi reci. Maxima termică nu va depăși 3 grade. La București va fi vreme neplăcută, cer noros și ploi slabe. Dimineața vor fi 6 grade, iar ziua 8. La Roma, vremea va fi puțin înnorată, însă soarele își va face simțită prezența. Maxima termică 15 grade. Înnorările vor fi persistente și la Paris, iar de dimineață sunt posibile ploi slabe. Maxima zilei va fi de 9 grade. La Barcelona, vremea va fi schimbătoare. Dimineața va fi senină cu 13 grade, iar ziua ploioasă cu 16 grade. Norii vor fi numeroși și la Istanbul, însă doar de dimineață. Ziua va fi senină, iar maxima termică va atinge 16 grade. La Londra, vremea va fi neplăcută și posomorâtă. Norii vor ține în captivitate cerul și sunt posibile ploi slabe în a doua jumătate a zilei. Maxima aerului va fi de 8 grade. Acestea au fost informațiile despre starea vremii. Vă doresc un weekend cât mai lung! Thank you.